lăsat un mare hit. A spus ce mă facă cu piesa asta pentru că este atât de bună, a fost primită atât de bine, ce mă facă nu știu cum o să iasă următoarea. Acum este pragul în care eu trebuie să mă gândesc la următoarea piesă. Te-a scris 9 cărți, unele dintre ele seamănă, eu știu și povestea ta de viață, de mare parte. Cum va fi următoarea carte? Pentru că deja o aștept următoarea. Frumusețea e că nu știu. Cred în incertitudine și nu știu cum va fi. Dar ai această teamă? Teamă de? Că vei avea o altă carte, pentru că mănâncă nu te oprești la cele nouă. Teama de viitoarea carte, care va trebui să fie cel puțin la fel de bună ca precedenta. Nu mi-am propus niciodată să-mi depășesc creația, cum nu mi-am propus niciodată să scriu pentru ceilalți. Ce ai învățat de la Pascal Lumea? Wow, suntem atât de diferiți. Pascal este un scriitor profesionist. El, din curiozitate, l-am întrebat cum scrie. Și are program de scris. Se trezește, se duce la birou de la ora 10 dimineața și scrie la program. Eu n-aș putea să fac asta. Suntem foarte diferiți ca tematică și cred că asta ne-a și apropiat atât de mult și am devenit atât de buni prieteni. Am văzut că scrii, am văzut paginile acelea manuscrise, deci scrii foarte urât. Nici eu nu înțeleg. Scrii de mână romanele tale sau le scrii la calculator? Da, scriu de mână inițial. Scrii la calculator, aș declara asta. Sunt scriitori care deja s-au deprins cu noua tehnică. Nu e vorba de noua tehnică, cred că e mai degrabă vorba de un crez al meu și de o nevoie de scârțitul creionului sau de scârțitul stiloului. Am sentimentul că e cineva cu mine permanent atunci când scriu, cineva pe care nu-l văd în acel scârțit, muza mea, și mă inspiră. Nu pot să scriu la calculator. Evident că rescriu, dar manuscrisul, prima formă a manuscrisului este întotdeauna scris de mână. Scriu oricând. Devine insuportabilă pentru oamenii apropiați mie, pentru că atunci când scriu devin extrem de egoistă și sunt eu cu scrisul meu și atât. Una dintre profesoarele tale care te-a ajutat pe tine la început foarte mult, Cătălina Buzoianu, nu știu dacă ți-a mai citit cărțile sau sunt curioasă să știu ce părere are despre cărțile tale, despre partea asta a ta, despre literatură, de faptul că ai devenit scriitoare în toți acești ani, pe lângă lucrurile pe care le faci pentru teatru și tine și la teatru. Ai pronunțat un nume de om, Cătălina Buzoianu, care m-a făcut să văd în mine ceea ce eu n-am știut că pot să conțin, respectiv m-a făcut să văd că lucrez foarte mult pe metaforă. Și a fost omul care mi-a deschis ușa și care mi-a spus, privește în tine pentru că este instrumentul care te va ajuta mai departe să spui cine ești. Și asta se întâmpla acum vreo 10 ani și am ținut cont de ce mi-a spus. Și în literatură și în teatru, metafora este un instrument pe care o folosesc. Cu cine ești, Floarea Soarelui sau Dumnezeu cel albastru? O să te las să citești cartea să-ți răspunzi. Mulțumesc!